Europa FM. De aici, bine. Ei, dar cu asta problema nici nu se ameliora, nici nu se înrăutățe. De normă. Economic al președintelui Trump, Larry Kudlow, a sugerat că ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, ar fi suferit de o confuzie, de moment când a anunțat duminică într-un interviu pentru CBS că a doua zi ar fi urmat ca administrația Trump să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Hey, I'm on vacation every single day. This is our original introduction.